timp ce în Rusia sunt alegeri prezidențiale, în București, în fața ambasadei acestei țări, a fost descoperit un colet suspect. Traficul este blocat. Din cauza unui selfie, o tânără de 20 de ani se zbate între viață și moarte. S-a urcat pe un vagon de tren în gara din Cluj și s-a electrocutat. Și polițiștii din București au prins pe doi indivizi acuzați că l-au oprit în trafic pe un bărbat și l-au atacat. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Începem așadar cu informația serii. Este alertă în capitală după ce un colet suspect a fost descoperit în urmă cu scurt timp în fața ambasadei Rusiei. La fața locului au sosit pirotehniștii care fac verificări, iar traficul este blocat. Acolo a ajuns și colega mea Cristina Dobre. Bună seara, Cristina! Bună seara, Oana, bun găsit tuturor! Apelul la 112 a fost dat la ora 17:50 de minute, cel mai probabil, de o persoană care trecea prin zonă și a observat pe o bancă un colet suspect. Se pare că ar fi vorba despre o geantă de femeie. La fața locului s-au deplasat de urgență trupele antitero, dar și pirotehniștii care au intervenit prompt, conform procedurii, cu un robot mecanic ce s-a apropiat de coletul suspect. Procedura standard impune ca acel robot mecanic să scaneze de la distanță acel colet, iar dacă este periculos să fie urcat într-o remorcă antibombă și dacă nu este periculos să se deschidă și să fie predat poliției. A fost restricționat, după cum bine se vede, traficul de la strada Ion Mincu până la Arcul de Triumf. Nu se circulă nici pe străzile adiacente, nici pe jos și nici cu mașina. Singurii care au fost lăsați să intre într-un hotel din apropiere sunt cei care participă la un eveniment, o petrecere de nuntă, dar au fost legitimați și verificați cu precauție de polițiștii secției 2 care se află la fața locului. În urmă cu scurt timp, cei de la SRI ne-au transmis pe surse că ar fi fost desfăcut coletul respectiv, chiar dacă încă nu au plecat de la fața locului forțele de ordine și în continuare, iată, este blocată întreaga șosea Kiselev din nordul capitalei. Se pare că ar fi vorba așadar despre o geantă de femeie, iar coletul nu ar fi periculos, ar fi vorba așadar despre o alarmă falsă venită totuși în contextul în care în această zi în Rusia sunt alegeri prezidențiale. Rămânem la fața locului pentru că încă nu s-a dat drumul la circulație. În zare se văd în continuare echipaje de la brigada rutieră și de la secția 2 de poliție care nu le permit oamenilor să treacă de această zonă împrejmuită de forțele de ordine. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Cristina, mulțumesc! În acest timp, rușii au mers la vot în condiții sporite de securitate după incidentele înregistrate ieri. Cel puțin 25 de persoane au fost reținute pentru că au turnat lichide colorate în urnele de vot, ori au lansat dispozitive incendiare. Pe de altă parte, numeroși moscoviți au primit e-mail-uri în care au fost acuzați că sprijină idei extremiste și au fost sfătuiți să voteze calm, fără să formeze cozi. Opoziția rusă le-a cerut rușilor să meargă în număr mare la secțiile de votare, mâine la ora 12. Autoritățile ruse au cerut vigilență sporită în a doua zi a alegerilor prezidențiale, după ce au fost înregistrate numeroase acte de vandalism. Mai multe femei, chiar pensionare, au fost arestate pentru că au vărsat vopsea în urnele de vot. Подонки за деньги из-за рубежа используют вот других подонков. Что проблема? Чтобы бюллетени, чтобы действительно не засчитывались. Вот методы, на которые идут наши предатели, сбежавшие из страны, которых используют и в хвост, и в гриву, те, кто вообще-то борется с Россией. Au fost și cazuri în care tot femei au lansat cocktailuri Molotov în secția de vot, iar un bărbat a fost pus la pământ și arestat după ce a strigat în secție că nu votează cu Putin. Altcineva a scris cuvântul Haga pe buletinul de vot, referire la mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime contra umanității. Duma de stat a cerut o pedeapsă de 8 ani de închisoare pentru cei găsiți vinovați de perturbarea alegerilor. Nu a fost liniște nici în regiunile ruse învecinate cu Ucraina. Armata Kievului și-a întețit atacurile peste graniță. Doi oameni au murit și trei au fost răniți într-o deflagrație. Primăm решение, что торговые центры Белгородский район в воскресенье и понедельник работать не будут по работе школ. Понедельник, вторник, выходной.
Pe de altă parte, armata rusă susține că a respins în această dimineață o nouă încercare a partizanilor ruși de a intra într-un sat din Belgorod. Unitățile de soldați ruși care luptă de partea Kievului au făcut numeroase raiduri în ultimele zile în regiunile ruse de la graniță. La acest scrutin, Vladimir Putin a preferat să voteze online din biroul său, încurajându-i pe ruși să-i urmeze exemplul. Potrivit estimărilor, după prima zi de scrutin, o treime din alegătorii ruși ieșiseră deja la vot, iar Vladimir Putin ar putea câștiga alegerile cu o prezență la urne colosală de aproape 80%. Așteptăm единственного и неповторимого самого прекрасного Владимира Владимировича, чтобы он продолжал свой путь. А с чувствами радости, с какими чувствами можно прийти на выборы за любимого президента? Au fost cozi și la ambasada Rusiei de la Praga. Potrivit presei locale, oamenii s-au prezentat la urne în număr mare ieri la ora 12, iar unii au ținut în mână pancarte anti-Putin. Acest demers ar fi varianta cehă al așa-numitului protest de la amiază, programat pentru mâine în Rusia la apelul văduvei lui Alexei Navalnyi. După ce l-au fugărit o lună până l-au capturat pe ursul Rambo, autoritățile din Ploiești stau la pândă. Un urs și-a făcut apariția azi noapte prin oraș. Vedem care este situația imediat. În ciuda avertismentelor, mulți tineri se aventurează în locuri periculoase în căutarea fotografiei perfecte, chiar dacă își pun viața în pericol. Este și cazul unei fete de 20 de ani. S-a urcat cu un prieten pentru un selfie pe vagonul unui tren în gara din Cluj și s-a electrocutat. Șocul a fost atât de puternic încât fata a fost găsită pe peron cu arsuri grave. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Nu știu cum au aruncat de aici. De ușile sunt închise toate. Da, curaua. Tragedia s-a petrecut în zori, aproape de clădirea gării din Cluj-Napoca, unde sunt pregătite garniturile de tren pentru plecarea în cursă. Fata s-a urcat pe vagon însoțită de un prieten, un tânăr de 24 de ani. Aici este locul pe unde cei doi s-ar fi urcat pe vagon fără să fie văzuți de nimeni. Arcul electric a izbit-o pe fată și a aruncat-o aici lângă șine, unde s-a lovit cu putere de peron. Cei doi sunt din Brașov și au vrut să-și facă selfie-uri și clipuri video pentru rețelele sociale. Mai mulți martori au auzit țipetele de ajutor. S-a suit să facă TikTok aceea și au căzut. Și ați văzut curentat. Înainte să... Da, și pe domnul doar mâna l-a curentat și l-a luat poliție. Tânărul a fost cel care a sunat la 112, iar salvatorii au găsit-o pe fată în stare gravă. Prezenta traumatisme și arsuri severe. Au fost acordate îngrijiri medicale de urgență, iar uteori a fost transportată la spital. Medicii l-au consultat și pe tânărul de 24 de ani, dar acesta a refuzat transportul la spital. Intensitatea curentului electric care trece prin liniile de înaltă tensiune este foarte mare, de aceea nimeni nu trebuie să se apropie la mai puțin de 1,5 metri de ele. Și acolo în fir, ce tensiune este de volți? Linia pe care se afla trenul nu este o linie destinată călătorilor. Pe stâlpi sunt acele indicatoare care atenționează pericolul real de electrocutare în contextul în care toate liniile de cale ferată sunt electrificate în zona gării din Cluj. Poate au vrut să pare interesant sau poate a fost o provocare de la prieteni. Am mai auzit cazuri. Pentru că a suferit arsuri pe o suprafață mare, tânăra a fost transferată cu o aeronavă la un spital din Timișoara, întrucât la Cluj-Napoca nu există paturi pentru mari arși. Pronosticul medicilor este rezervat. Un bărbat de 60 de ani a sunat la 112 să anunțe că a fost oprit în trafic de doi indivizi și înjunghiat. Atacul a avut loc în comuna Cornet, iar agresorii au fugit până în București, unde autoturismul a fost interceptat pe calea Rahovei. Cu amănunte ni se alătură colega mea Delia Bârlă. Bună seara, Delia! Bună seara, Oana! Bun găsit tuturor! Victima se afla în mașină cu soția sa. Voia să meargă în vizită la niște rude în comuna Cornetu, dar când a ajuns la destinație, a fost oprit de doi indivizi care l-au blocat cu mașina. Se cunoșteau între ei, spun polițiștii, care susțin că bărbatul a fost lovit cu un pumnal de către agresor, care ar fi fost pasager în mașina care l-a blocat, apoi a fugit. Victima a sunat la 112, iar mașina agresorilor a fost dată în urmărire de polițiștii din Ilfov. Cei doi au fost prinși în Bragadiru, dar după ce agenții le-ar fi verificat și înapoiat actele, ar fi fugit aceștia.
Cei doi au fost prinși din nou după o urmărire și de către polițiștii din capitală. În mașina agresorilor au fost găsite mai multe arme albe, dar și tuburi de spray paralizant. Agresorii, doi bărbați de 36, respectiv 39 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și plasați ulterior sub control judiciar, ceea ce înseamnă că sunt cercetați în stare de libertate pentru loviri și violențe. Deocamdată atât despre acest caz, Oana? Delia, mulțumesc! Iar un șofer de 36 de ani care mergea pe autostradă spre Ploiești a fost reținut după ce polițiștii l-au depistat conducând sub influența substanțelor interzise. Rezultatul preliminar al aparatului drug test a indicat prezența cannabisului și ketaminei. În plus, șoferul ar fi condus, deși avea permisul suspendat. Individul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. El este cercetat penal. Incident grav în portul Constanța. Un doc plutitor pe care urma să fie reparată o navă de cercetări marine s-a scufundat. Autoritatea navală a transmis că navigația se desfășoară normal, iar scafandrii au inspectat zona pentru a vedea dacă există fisuri care ar putea polua apele mării. Docul plutitor, deținut de o companie privată care se ocupă de reparațiile navelor, se afla în portul Constanța. Nava Mare Nigrum, ce aparține Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie Marină, urma să fie reparată. Este de altfel singura navă de cercetări marine a României și, din fericire, nu a fost avariată în urma incidentului. Mai mulți muncitori care lucrau pe un doc vecin au auzit un zgomot puternic. Azi noapte am auzit niște zgomote mai ciudate și am ieșit afară. Și am văzut docul exact așa cum îl vedem acum. Am crezut că nu e nimeni, dar s-a dus omul care era cu mine și erau oameni acolo. Și a zis că asta e, s-a scufundat. Nimeni nu a fost rănit, iar embarcațiunea Institutului de Cercetări a fost dusă într-o altă dană a portului Constanța. Martorii spun că problemele au început să apară după lăsarea întunericului. În momentul în care docul a început să se scufunde, pe el se aflau 8 muncitori care au reușit să se evacueze imediat. Acum docul este scufundat în proporție de 80%. Scafandrii au inspectat platforma plutitoare pentru a se asigura că nu există fisuri care pot duce la o poluare. Docul se află în poziție stabilă, în imersie atingând fundul apei. A fost eliberat permis pentru lucrări de scafandrerie pentru inspecție subacvatică la corpul docului. Până în acest moment nu au fost raportate urme de poluare. Contactați, reprezentanții firmei care deține docul plutitor au declarat doar că a fost vorba de o manevră. Un urs a fost văzut azi noapte pe străzile din Ploiești. Camerele de supraveghere l-au surprins cum căuta mâncare. Autoritățile stau la pândă și speră să-l prindă dacă apare din nou în zonele locuite. Localnicii sunt sfătuiți să nu se apropie de urs pentru a-l filma sau fotografia, pentru că situația poate deveni periculoasă. Anul trecut, doi urși au apărut în Ploiești, iar unul, botezat de oameni Rainbow, a fost capturat cu greu și dus în pădure. După atâtea zile ploioase, soarele a anunțat în sfârșit primăvara în cea mai mare parte a țării. Însă bucuria este de scurtă durată pentru că precipitațiile vor reveni. Chiar și așa, zilele vor fi mai călduroase pentru că am intrat în a doua jumătate a lunii martie, iar parcurile sunt pline de oameni ieșiți la plimbare. În loc de geacă și bocanci, mulți au trecut la ținute de vară. În Craiova, de pildă, au fost și 15 grade, o vreme numai bună pentru o plimbare sau puțin sport. Sperăm să nu se mai strice vremea, să fie cald în continuare, să scoatem și noi copiii la plimbare, nepoței. Și în Timișoara a fost o zi cu un aer de primăvară, iar natura înflorită i-a scos pe oamenii la promenadă. Simțeam nevoia de împământare, pentru că este soare și avem nevoie de lucrul acesta, ca să mirosim și simțim iarba. Simțeam nevoia să mă conectez cu natura și cu parcul acesta superb și să ies pur și simplu să simt aerul proaspăt de primăvară care începe să simtă în atmosferă și doar să ascult liniștea. Parcurile sunt pline și în București. Am ieșit la o plimbare prin parc, vremea e minunată, am luat biciclete, facem mișcare. Ne plimbăm prin parc. Vrem să mergem în grădina japoneză de aici. Am ieșit din casă. E frumos afară. Chiar dacă acest sfârșit de săptămână se anunță unul cu soare, ploile se vor întoarce în majoritatea țării. Spre jumătatea săptămânii vom vorbi în majoritatea zonelor de o vreme ușor mai rece față de ceea ce ar trebui să avem, însă tendința ar fi ca după acest episod de răcire, undeva spre sfârșitul săptămânii viitoare, să înceapă un proces de încălzire. Vom avea și ceva intensificări ale vântului în zilele următoare, dar nu vor fi foarte, foarte puternice prin zona de munte. Luni, temperaturile maxime vor fi între 5 și 15 grade, iar cele minime între minus 5 și 7 grade. Soarele a încălzit și litoralul. Încurajați de vremea blândă, mulți au venit la Constanța să vadă marea.
și Brașovul a fost pe placul turiștilor. În oraș și în Poiana au fost 10 grade Celsius, în vreme ce pe pârtile din masivul Postăvaru zăpada are o jumătate de metru. Faleza cazinoului din Constanța era aglomerată la amiază. Oamenii s-au bucurat de briză, au făcut poze și au admirat marea liniștită. Ce ai reușit să surprinzi cu aparatul? Pe prietena mea și fundalul mare, adică. De unde veniți? De la Vaslui. Și cu ce ocazie la mare? Special, sincer vă spun, special pentru asta. Cum e marea? Of, liniștită și frumoasă. În acest timp, pe masivul Postăvaru s-a așternut un strat de zăpadă de 50 de centimetri. Schiorii au testat încântați pârtile. Alții au urcat să admire peisajul. Nu suntem schiori, am urcat doar pentru priveliște. Chiar mă gândeam în timp ce urcam aproape de 1 aprilie, încă e zăpadă și cu de multă lume la schi. Nu mă mai așteptam, dar mă bucur că este. E cam moale, dar e ok. Și poienile din jurul Brașovului s-au animat, iar grătarele au început să fumece. Membrii acestei familii și-au invitat rudele venite din Marea Britanie la o friptură. Dacă tot am venit prima zi, o petrecem la grătar. E plăcut să te reîntorci. Cel mai sfânt și cel mai bine te simți când faci câte un lucru și când se adună toți, copii, nepoți, toți să vină la grămadă. Nu contează că e frig afară, că e cald. Pe grătarul vecin, lângă slănină, fleici și mititei, se coc la foc mic și câteva mere. Să moaie, să face exact ca la cuptor. Când îl puneți, îl desfaceți de coajă. Vremea se anunță potrivită pentru ieșiri în aer liber. Pe o piață invadată de alimente procesate industrial, este în evidență tot mai mult produsele obținute din ingrediente locale, ca lactatele, carnea ori conservele din legume și fructe, atestate ca produse montane. Conțin ingrediente din zona de munte și sunt foarte apreciate de clienți. În toată țara sunt peste 4.000 de producători atestați pentru produse montane. Oile familiei Dragomir pasc toată ziua pe pășunile de pe Valea Hârtibaciului. Din laptele lor se face telemeaua din Sibiu, pentru care oamenii au certificarea de produs montan. Este un act care dovedește că produsul este obținut din ingrediente de la munte, acolo unde aerul este mai curat, iar poluarea redusă. Flora, fauna, apa, toate concură la produs, la calitatea produsului. Și iarba care mănâncă animalul, ce-i dai să mănânce, aia produce. După ce au văzut beneficiile, și alți producători s-au acreditat și au câștigat astfel încrederea clienților. Târgurile unde se vând astfel de produse sunt pline. Normal că sunt mai sănătoase produsele și pentru asta. Cumpărați mai ușor genul acesta de produse, chiar dacă sunt mai scumpe? Da, mai puțin, dar știu că e mai bun. Potrivit oficialilor, o treime dintre producătorii agricoli din România sunt în zona montană și mulți caută să își certifice produsele. Majoritatea au afaceri mici de familie. Numai în ultimul an, peste 600 de producători au primit certificare de produs montan pentru alimentele lor. Și așa se face că numărul produselor certificate astfel a ajuns să depășească 4.000. Jumătate dintre acestea sunt fructe și legume crescute în zonă montană. În jur de 1.000 sunt lactate și alte 1.000 sunt diferite tipuri de cărnuri și mezeluri. Cei care cu adevărat sunt din zona de munte și pot demonstra cu documente și cu controlele Agenției Naționale a Zonei Montane, pot demonstra faptul că materia primă și procesarea se face cu adevărat în zona montană. Soții Kowalski, de pildă, sunt din Bucovina și de curând au depus documentele pentru acreditare. Fac zacuscă, dulcețuri și siropuri cu fructe și ciuperci culese din pădurile din Vatra Moldoviței. Vrem să dovedim că ceea ce facem este tradițional, pentru că noi gătim în sistem tradițional, adică gătim la foc de lemne, cu legumele coapte pe plită, curățate manual, și atunci de ce nu? De ce nu să avem și un atestat? Atestările îi ajută pe producătorii să obțină mai ușor și fonduri europene. Iubim animalele de companie, dovadă că România este țara din Europa cu cele mai multe pisici. Potrivit datelor Eurostat, în jumătate dintre gospodării există măcar un câine sau o pisică. Zilele acestea în București are loc cel mai mare târg dedicat animalelor de companie. Cei mai buni prieteni ai oamenilor sunt răsfățați cu ședințe la spa sau la stilist, cursuri de dresaj ori ședințe foto. Faceți cunoștință cu Venus, un pudel în vârstă de 3 ani. Are unghiile vopsite cu ojă și tocmai se pregătește de o schimbare de look. Stăpânii investesc destul de mult în aspectul ei. O astfel de transformare poate să depășească și 1.000 de lei dacă includem toate produsele de înfrumusețare folosite. Există foarte multe produse pe zona aceasta de toaletaj canin și luciu de blăniță și fixativ și spray cu glitter, ceară de pernițe pentru năsuc.
De altfel, industria dedicată animalelor de companie este în plină dezvoltare, iar proprietarii contribuie la creșterea vânzărilor. Ea este Isha, are un an aproape, e pomeranian. M-am gândit să o mai scot și eu, să cunosc alți câini. Zic o rochiță, că mai am și eu să fie mai elegant așa toată. Au o întreagă garderobă, un șifonier doar al lor, practic, cu toate prostiile posibile și imposibile. De asemenea, tehnologia a evoluat și în acest domeniu. Pentru animalele de companie există fântâni și cutii automate cu mâncare, care pot fi controlate cu ușurință de pe telefonul mobil, sau litiere inteligente, care se curăță singure. Litierele pornesc undeva de la 1800 și pot să ajungă chiar și până la 2600 de lei. Fântânile de apă undeva de la 100 și ceva de lei până chiar la 400, iar hrănitoarele undeva de la 300 și ceva până la 700. Când stăpânii sunt plecați în vacanță, își pot lăsa animalul de companie la pensiune, unde va lua lecții de dresaj sau într-o tabără la mare. Este foarte importantă și hrana prietenilor necuvântători. Dacă este de calitate, îi scapă de vizitele nedorite la veterinar, care și așa s-au scumpit. O hrană de calitate este necesar să nu aibă conservanți și coloranți artificiali, să aibă ingrediente naturale de înaltă calitate, procesate în mod corespunzător. România este țara europeană cu cele mai multe animale de companie. Potrivit Eurostat, în jumătate dintre gospodării există măcar un câine sau o pisică. Unele femei se simt discriminate atunci când se întorc la muncă din concediul de creștere a copilului. Sunt situații în care li se reproșează că nu se mai concentrează ca înainte sau că alocă prea mult timp discuțiilor și grijilor de acasă. Multe ajung astfel să simtă o presiune și își dau demisia. Sute de plângeri ajung în instanță ori la Consiliul pentru combaterea discriminării. Această tânără de 33 de ani din Constanța a fost consilier bancar până să intre în concediul de maternitate. La scurt timp, după ce a revenit la serviciu, a fost nevoită să își dea demisia. Spune că i s-a atras atenția că nu mai este performantă din cauza faptului că a devenit mamă și că nu s-ar mai putea concentra 100% pe muncă. Aveam permanent parte de reproșuri din partea colegilor, a superiorilor. Am fost presată să-mi dau demisia. Mi s-a pus hârtia în față. Prin a solicita eu demisia, zis, contează copilul tău pentru tine, atunci semnează aici și nu face greșeala de a-l lăsa pe locul 2. Și atunci am cedat. Din păcate, în situații similare s-au găsit multe femei. Sute de plângeri ajung în atenția celor de la Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Mamele reîntoarse după concediul de creștere a copilului s-au trezit fie cu salarii reduse, fie li s-au schimbat atribuțiile din fișa postului atât de mult încât le-au pus în dificultate. Sunt și femei care își caută dreptatea în instanță. O angajată a unei instituții publice este mai pe scurt forțată să plece, se încearcă îndepărtarea acesteia, inclusiv printr-o reorganizare internă. Mamele pot găsi sprijin și la asociațiile care le apără drepturile. Nu mai sunt dorite la fostul loc de muncă și li se fac tot felul de șicane, dacă nu chiar discriminare pe față. Le poate face pe acestea să-și piardă încrederea în propria persoană, le poate îndrepta către o depresie. Potrivit legii, amenzile pentru angajatorii implicați în astfel de situații pot ajunge până la 30.000 de lei. Europenii au anunțat noi măsuri pentru a mări urgent livrările de armament către Ucraina. Franța, Germania și Polonia au convenit să cumpere de pe piața internațională arme în condițiile în care producția europeană trenează. O lungă strângere de mână în trei a încheiat reuniunea de la Berlin, la care au participat președintele francez, cancelarul german și premierul polonez. Zâmbetele au dat de înțeles că pe agenda discuțiilor nu s-a aflat subiectul conflictual, trimiterea de soldați europeni în Ucraina, iar cuvântul cheie al conferinței a fost unitate. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Das haben wir von Anfang an klar gemacht und das gilt for as long as it takes. Sie sehen auch, Solidarität und gemeinsames Handeln sind unverzichtbar, Frieden und Freiheit in Europa zu verteidigen. Mehr denn je gilt, unsere Einheit ist unsere Stärke. Et le fait que nous soyons en ce jour tous les trois unis, déterminés, avec la même lucidité sur la situation en Ukraine et résolus à ne jamais laisser gagner la Russie et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout est une force pour nous, nos peuples, notre sécurité. Et notre Europe.
Cei trei lideri au căutat soluții pentru a trimite mai multe arme Ucrainei. Cancelarul german a anunțat creșterea producției europene de armament și crearea unei noi coaliții de state europene care să furnizeze Kievului rachete cu rază lungă de acțiune, dar nu îndelung solicitatele Taurus produse de germani. Europenii vor folosi inclusiv fonduri obținute din investirea activelor ruse înghețate ca urmare a sancțiunilor europene. Chceme vydać nasze pieniądze, chceme pomóc na wszystkie możliwe sposoby, hic et nunc, tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. O infuzję de muniție este cu atât mai necesară cu cât Rusia continuă să atace cu rachete orașele ucrainene. În Odessa, cel puțin 20 de oameni au pierit și 70 au fost răniți, după ce Moscova a lovit o zonă locuită de civili. La sosirea echipajelor medicale, după primul atac, încă o rachetă a țintit același loc. Problemele se țin scai de constructorul american Boeing. O aeronavă a companiei United Airlines, care zbura din California cu destinația Oregon, a aterizat cu o bucată lipsă de fuzelaj. Turnul de control a amânat aterizările și decolările de pe aeroport până când toate pistele au fost verificate. Avionul produs în anul 1998 avea la bord 139 de pasageri și 7 membri ai echipajului. Americanii fac bilanțul episodului de vreme rea din ultimele zile. 6 state au fost lovite de tornade violente. That is a huge tornado. Wow! În Indiana și Ohio, urgia a spulberat cartiere întregi și a aruncat mașinile ca pe jucării. Cel puțin 3 oameni au murit și câteva 10 au fost răniți. Mai multe state din sud, de la Texas până la Carolina de Sud, sunt sub avertizare de vreme rea. În alte regiuni au fost ninsori abundente. În nordul statului Colorado s-a depus un strat de peste un metru de zăpadă. O căprioară din Statele Unite a intrat într-un mare bucluc după ce și-a prins capul într-un borcan din plastic și n-a mai putut să-l scoată. Un localnic a zărit-o pe camerele de supraveghere și îngrijorat a anunțat autoritățile, și-a alertat vecinii și a postat pe rețelele sociale imagini cu căprioara, poate cineva o ajută. El însuși a mers de mai multe ori în pădure să o caute, convins că nu va putea supraviețui prea mult fără a avea acces la apă și hrană. În cele din urmă, doi soți au reușit să prindă căprioara și au scos borcanul de pe cap. Deși slăbită, căprioara n-a avut nevoie de îngrijirile unui veterinar.